Bine v -a regăsit! În conflictul dintre atei și teiști, credincioșii obișnuiesc să arate că ateismul este absurd, că ideea în sine este măcinată de contradicții reconciliabile și bazată pe raționamente circulare. Așa că este ceva ce nici măcar nu trebuie să discutăm, ce nu N-are niciun fel de legitimitate intelectuală. Acesta este un truism pe care l-aud foarte des între creștini, anume că ateul este o persoană care se în cerc. Și ideea ide este în subtext că ateul este o persoană care lipsește ceva la minte și din cauza asta este ateu. Cu toate acestea, tot mai mult tineri, în noua generație, ateismul este în creștere. Și ceea ce ateiștii nu vor să accepte mai ales care sunt credincioși în biserici, ceea ce refuză să vadă este faptul că teismul în sine este măcinat de foarte mari contradicții. Și astăzi când discut despre ontologia epistolelor, aș vrea să abordez această problemă uh, într-un context nou, în contextul nu într-un context filozofic, uh, ci în contextul în care Pavel uh, uh, discută problema aceasta, în relație cu întruparea și cu răstignirea lui Isus. Uh, și Pavel, uh, preșe că este conștient de de, de, discute, de discuțiile și problematica filozofică a grecilor. Chiar dacă el nu se adresează unui public foarte educat, este conștient de aceste uh, probleme și tocmai din cauza aceasta, uh, 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 învățătura lui are universalitatea care lipsește altor apostoli. Dar haideți să ne întoarcem la problematica ateismului și ateismului. Mă rog, problema ateismului este aceea că nu poate răspunde la două întrebări. Ca să definesc întrebarea, prima întrebare în, în cuvintele lui Martin Heidegger, ateelul nu poate să răspunde la întrebarea de ce există ceva mai degrabă decât nimic. A doua întrebare la care nu poate să răspundă ateul este care este originea ordinii în univers. Și din acest punct de vedere se pare că teistul are niște cărți bune de jucat. Din păcate însă când ajunge, când ajung în mâna bisericii și a credincioșului obișnuit, aceste cărți sunt făcute fericire de fapt. Sunt jucate foarte prost. Și în ultima instanță, Contradicțiile teismului sunt mai mari decât cele ale ateismului. Sau întrebările la care nu poate răspunde teismul sunt mult mai uh, grave ca consecințe decât cele la care nu poate răspunde ateul. Haideți să luăm aceste două probleme, să vedem cum erau înțelese pe timpul lui Pavel și cum au ajuns să fie înțelese în timpul nostru și uh, în, în ce sens le adresează Pavel în subtext, uh, mai ales referindu-se la întruparea și jertfa lui Isus. Deci de ce există ceva mai degrabă decât nimic? Există două răspunsuri. Răspunsul text. Tot ce există este derivat dintr-o existență absolută, care este Dumnezeu. Deci realitatea ultimă, adevărul ultim al Universului este că Dumnezeu există și existența lui este un absolut. Și în această existență absolută, sunt derivate toate celelalte existențe. Uh, și grecii uh, care uh, s-au ocupat, uh, mă rog, grecii au fost primii care au, 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 au făcut un subiect de discuție în aceste probleme. Uh, uh, au înțeles foarte bine diferența între existență, în sens ontologic, și devenire. Uh, realitatea de fiecare zi, Platon, de exemplu, facea diferența între idei și umbra lor în realitățile zilnice. Cealaltă școală însă la greci, școala atomistă, reprezentată de Leucip, vine cu răspunsul ateu. Și răspunsul ateu este că tocmai că absolutul nu este o existență, ci inexistență. Și existența lucrurilor, lucrurile care există, sunt accidente în neexistență. Țineți minte versurile lui Eminescu, Că își vis ar morții eterne viața lumii întregi. Cam aceasta este ideea. Realitatea ultimă este nimicul, neantul și tot ce există, tot ce devine, de fapt. Este un accident în acest nimic. Este un lucru interesant pe care își vreau să-l comentăm referindu-ne la timpurile moderne. Școala atomistă nu, nu e plecat de la un model științific al atomului ci de la o concepție filozofică. Să explice de ce există ceva mai degrabă decât nimic. Și în principiu ei considerau că nimicul este spațiu gol. Ei nu aveau noțiunea că spațiul este el însuși ceva care există, ci considerau că spațiul gol este nimic. Și în acest spațiu gol se mișcă atomii, care se combină și se recombină și se descompun și asta duce la mișcare și la devenire și la transformările care există. Dar în realitatea Ultima este acest spațiu gol, este acest nimic în care se mișcă atomii. Acum, acesta este interesant că școala atomistă a ajuns de la filozofie la știință și există un me model mecanic al atomului, cam așa cum am învățat noi la școală, dacă țineți minte, în care atomul e văzut ca o biluță mecanică care se mișcă prin spațiu. Dar în fizica cuantică, în ultima instanță, ceea ce, ceea ce constituie în cuvintele lui Martin Heidegger, intruziunea fizicii în domeniul ontologiei, este faptul că nu numai că spațiul există, deci spațiul gol nu este nimic, ci este spațiu. Spațiul este un câmp, de fapt. Însă, de când de aceasta, este faptul că tot ce există este o vibrație a nimicului. Și mai mult decât atât, dacă golim spațiul de orice, încă nu este nimic, dar putem avea o energie negativă, ca atunci când avem un, un câmp HIG, care, pentru care, de fapt, grecii n-ar fi avut în niciun caz un termen. Este filozofic, ar însemna că este mai puțin decât nimic. E bine, și întorcându-mă la, la, la problema fundamentală. De ce există ceva mai degrabă decât nimic? Din punct de vedere filozofic, ambele răspunsuri date de greci și urmărite de-a lungul istoriei gândire, de urmașii lor, în, în, în ambele școli, deci cei care afirmă o existență absolută din care sunt derivate toate lucrurile, și cei care afirmă, cum făcea Eminescu, un nimic din, în care toate celelalte sunt accidente. Amândouă sunt, nu numai că sunt din punct de vedere logic legitime, dar din punct de vedere științific, fizica cuantică, noi ajungem asta să înțelegem că e posibil să concepem că totul este nimic și tot ce există este o vibrație a nimicului și în același timp să înțelegem că nu există nimic, că în ultimei instanțe în orice spațiu gol există ceva și o energie negativă totul ce există. Deci, ca să, ca să punem punct la la această paranteză, nu se poate spune despre niciuna dintre cele două paradigme fundamentale. Cea care afirmă existența absolută și cea care afirmă o inexistență absolută. Că una dintre ele ar fi nelegitimă, logic, sau ar fi bazată pe gândire circulare sau ambe, ambele au probleme pe care le pot rezolva. Și în același timp, în timpul nostru în care fizica deja face incursiune domeniul ontologiei. La fel ca și biologia, de altfel. Iarăși, putem spune același lucru că nu avem un răspuns. Dacă Universul este un accident al unui nimic, cuvintele lui Minescu, vis al morții eternei viața lumii întregi, sau hai să mă refer la altă poezia lui, timpurie, Mortua Est, când sorii se sting și stelele pică, în bine a crede că toate sunt nimic, că și totul este nimic, sau a crede că există o realitate fundamentală, o existență ireductibilă, indestructibilă, din care sunt derivate toate. Amândouă, știi, din punct de vedere științific, pot să fie susținute în timpul nostru. Cealaltă întrebare, care este originea ordinii Univers? Și aș vrea să mă refer la textul lui Babil de Roman, capitolul 1, versetul 19. Pavel spune acolo, într-adevăr, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, Dumnezeirea lui și puterea lui veșnice se văd lămurit când te uiți la ele în lucrurile făcute de, el de la facerea lumii. Când discutăm despre ordinea din univers, nu vulgarizăm, adică nu mă refer la intelligent design, da? Structurile care există, structurile biologice sau, mă rog, structurile chimice care există în universul nostru sau configurația universului în sisteme solare și galaxii și așa mai departe, toate acestea pot fi explicate în mod simplu prin legile fizicii, prin jocul forțelor naturii. Nu există nicio problemă în privința aceasta în secolul 21. Când vorbim despre ordinea din univers, vorbim de ceva mai adânc. Și aici, într-adevăr, rămânem în domeniul filozofic. Și la aceasta se referă Pavel. Observați că Pavel spune de ceva ce se vede lămurit în lucrurile făcute. Aș vrea să a, a, pun problema aceasta așa cum a formulat-o Ludwig Wittgenstein. Probabil cel care a adus la, la ultima concluzie o anumită școală de gândire. Și anume, spune el, dacă privim un uh, tablou unui, unui apus de soare și un apus de soare. Privind la tablou, nu ne recunoaștem apusul de soare. Uh, niciun animal, privind la tablou, nu va putea recunoaște apusul de soare. De fapt, există uh, triburi primitive care n-ar putea să, să facă această corelație. Și de ce vedem apusul de soare în. Uh, în uh, în tablou din cauza că uh, elementele din care este construit tabloul sunt în aceeași relație logică între ele în care sunt elementele din Apusul de Soare. Aceasta face posibil reprezentarea simbolică este o relație logică o anumită ordine care este în Apusul de Soare și este în tablou mai mult decât atât uh, uh, descriind Apusul de Soare cuvintele mele, de fapt, intră într-o anumită relație una cu alta, care, de fapt, nu este altceva decât aceeași relație în care sunt diversele elemente al noi apus de soare. Dacă vreți să spuneți lungime de untă, fotoni, mă rog, culorile, atmosfera, pământul, copacii, marea, mă rog, toate acestea, în câte oricate elemente am împărțit acest apus de soare există anumite relații între ele și aceeași relație apare în tablou, apare chiar într-un tablou modern care e, schimbă structura percepției, apare chiar într-o descriere verbală într-o poezie de exemplu apus de soare da? E bine vezi că așa îmi spune noi vedem această corelație, această ordine din spatele apusului de soare, vedem în tablou, vedem în poezia despre apus, dar nu avem limbaj ca să descriem această logică a lucrurilor, această ordine a lucrurilor. Deci vorbim despre ordinea a lucrurilor pentru care nu este limba să descriem. Noi nu vorbim aici de ceea ce spun uh, adepții uh, mișcării Intelligent Design, uh, că, mă rog, uh, corpul ar fi un motoraș care presupune un inginer și așa mai departe, vorbim aici despre o anumită logică o anumită ordine din spate lucrurilor, pentru care nu avem cuvinte ca să o o, 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 o vedem, o putem reprezenta în cuvinte, dar nu putem descrie această logică atare în, în cuvinte și uh, Wittgenstein uh, spune, sensul lumii trebuie căutat în afara lumii, deci lumea în ea însă și nu are niciun sens, trebuie oarecum să primim lumea în totalitate ca să vedem această logică în totalitatea ei și să o putem defini. Deci, am putea descrie în cuvinte această logică a lucrurilor dacă am putea privi lumea în totalitatea ei, ceea ce nu putem face. Adică, dacă am putea să îl privim pe Dumnezeu cu alte cuvinte. Și lumea în este Dumnezeu. Mergând mai departe, Wittgenstein încheie tratatul logică filozofic cu o frază faimoasă care este citată până este citată în, 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 în contexte foarte nepotrivite de tot felul de mistici și ultim, în niciun caz intenția de la mistică. Anume, ceea ce nu poate să fie descris în cuvinte trebuie trecut mai departe în tăcere. Este de fapt ceea ce spune și Pavel. Sunt lucruri care se vede lămurit, dar nu le poți descrie. E bine, când vorbim despre care este originea ori din univers legem această ordine, această logică a lucrurilor pe care nu o putem descrie, pe care ar trebui să putem privi în totalitate ca să o putem descrie, dar o vedem lămurit, cum spune Evit și o vedem, dar de fapt nu avem cuvinte ca să o descriem. Și fiindcă nu sunt cuvinte ca să o scriem, o putem contesta. Și întorcându la timpul lui Pavel, deja cu 300 de ani înainte, filozofii greci discutaseră această problemă și când au formulat noțiunea logosului sau a ideilor, de fapt, ei dovedeau că sunt conștienți de această logică sau ordine în spatele lucrurilor, pe care o puteau vedea, puteau contempla idei, să zic așa, nu neapărat în sens mistic, dar era ceva ce a putea fi intuit, pentru că există o intuiție intelectuală, dar care nu putea să fie descris. În așa și existau sofiștii, care ar putea să fie asemenați cu gânditorii postmoderni, relativiști și sofiștii arătau că totul e doar un joc de cuvinte. Și, într-adevăr, multe discuții filozofice și ideologice sunt simple jocuri de cuvinte. Dar sofiștii nu acceptau că există aceste adevăruri fundamentale ale existenței. Și ne întoarcem iar la întrebarea fundamentală. Dacă aceste adevăruri fundamentale există, care este originea lor? Există ordinul univers? Este cumva un construct al minții noastre? Sau există un sens al Universului? Nu putem răspunde la această întrebare pentru că putem avea o intuiție, dar nu putem avea o demonstrație. Ca atare, iarăși suntem aici în, într-un deadlock. Suntem într-o într într poziție în care și ateismul și teismul au argumente și au întrebări la care nu pot să răspundă. Dar care e problema teismului? Deci, îmi place foarte mult afirmația teologului catolic Hans Kong care spune, ateismul este posibil. Este legitim să crezi că lumea este un simplu accident. Nu e deloc nelegitim acest lucru. Și în ultima instanță, noi nu putem demonstra în ultima instanță ceea ce intuim. Noi putem intui că există ordine în univers, dar nu putem demonstra acest lucru. Ideea că iarăși mă întorc, iarăși, iarăși bat același cal, dar poate mă înțelegeți de ce. E foarte naivă nice ideea aceasta, intelligent design, că poate demonstra această ordine, că există. Dar, pe de altă parte, atunci când grecii au văzut relația între geometria Euclidiană și proprietățile spațiale lucrurilor, sau un matematician modern afirmă că matematica este ontologie, în ultimă instanță. Că noi facem o formulă și depășim câmpul intuiției, cum ar fi fizica relativistă sau fizica cuantică, deci noi scriem o formulă matematică și Universul se comportă exact după formula noastră. Lucrul acesta, de fapt, este confirmă ceea ce spune Wittgenstein, că între simbolurile matematice și realitatea care este dincolo de intuiția noastră empirică și este dincolo de înțelegerea noastră, de cele mai multe ori, cum este teoria relativității, pe care, cum spunea Einstein, nu înțelege decât o singură persoană și acesta este el. Deci, această relație care există între formula E egală MC pătrat, de exemplu, și legile fizicii, da? ne arată că, de fapt, relația între simbolurile matematice și relația între elementele care compun universul este aceeași, este o ordine în spatele lucrurilor. Dar, în ultima instanță, așa cum am spus, nu putem avea o demonstrație finală și discuția mea deschisă. Dar care e problema teismului acum? Hai să vedem care este problema teismului aici. Teismul are probleme foarte mari. Și uh, uh, Pavel însuși este conștient de aceasta. Deci Pavel în vista la Atena face o afirmație. Uh, sunt mai multe afirmații pe care le face Pavel și aș vrea să merg la uh, vista lui de la Atena. Printre altele discută problema teismului Uh, și ne arată limitele teismului religios. Uh, teismul, așa cum este înțeles, în biserici sau de membrii religiilor. În același timp, uh, uh, Pavel pune problema lui Dumnezeu într-un context cu totul, cu totul nou. Și uh, discursul lui, chiar dacă este truncheat, este de o profunzime uh, unică. Deci știți că Pavel merge la Atena, discută cu filozofii epicurei și stoici și uh, Pavel spunea așa, bărbați ateneni în toate privințele vă găsesc prea religioși. Nu este un compliment. Este de fapt uh, o mustrare a faptului că filozofii uh, care credeau în Dumnezeu ca o bază a întregii existențe, nu mă refer la epicurei, ci la stoici, în același timp admiteau existența zeilor. Și aici este principala problema teismului. Acești filozofi erau teiști, în sens religios, în sensul că ei, ca filozofi, mă refer la stoici, acceptau o existență absolută, din care sunt derivate toate celelalte existențe în devenire din univers. Sau acceptau o ordine în spatele lucrurilor, un logos. Dar în același timp, ei acceptau existența zeilor. Și de aceea le spune Pavel: Sunteți foarte religioși, sunteți prea religioși, sunteți superstițioși, de fapt. Între religie și superstiție nu există, nu există diferență. Uh, îmi place, eu, Există un scriitor american, satiric din anii 50, care a scris o carte uh, satirică despre executarea soților Rosenberg, se numește Public Burning. Și. Uh, cartea e povestită la persoana întâia de Nixon, de Richard Nixon. Și Richard Nixon spune printre altele, noi nu suntem o națiune superstițioasă, noi suntem cea mai superstițioasă, cea mai nesupersticioasă națiune under God. Mă rog, este aici o ironie, fiindcă oarecum Nixon se contrazice. Uh, nu există diferență între religie și superstiție. Hai să recunoaștem. Asta e un mare adevăr care -ă spune Pavel aici. Și vom mai recunoaște câteva adevăruri care dărâmă certunele noastre astăzi. Dar se merg mai departe. De ce să religios? Fiindcă de când străbăteam data asta, am uitat de aproape la toate lucrurile pe care, la care vă închinați voi. Lucrurile la care vă închinați voi, da? Deci ce înseamnă să fii religios? Însemnează să te închini la un lucru. Bun. Să merg mai departe. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Uh, el nu este sluj de mâini omenești, ca și când avea trebuit să ceva. El care de tuturor lucruri viață, suferă și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii veniți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața Pământului, le-a anumite vremi și anumite hotare locuințelor ca să caute pe Dumnezeu și să-L să, -l, să, -l, să -l găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unul din poții voștri, suntem din neamul lui. Vreau să, ca toate cuvintele lui Pavel, e multă încălceală aici și vreau să descurcăm puțin. Sunt două afirmații în paralel. Prima, Pavel spune că Dumnezeu nu este un obiect al închinării. Nu este nici obiectul închinării noastre. Nu poate fi văzut ca un obiect al gândirii, al închinării, al contemplației, dacă vreți aici dă o palmă filozofilor și mai ales misticilor, pentru că El nu este ceva ce există, ci în El avem existența, Da, în El avem viața, ființa și mișcarea. Aici este principala contradicție ateismului. Paul Tillich spunea că principala problemă ateismului este aceea că afirmă că Dumnezeu există. Cum adică? Stai puțin. Cum adică? Nu există Dumnezeu, atunci suntem atei. Aici este problema. Teistul când spune, când spune că Dumnezeu există Dumnezeu. Și când teistul spune există Dumnezeu, de fapt, el uh, contrace ideea că Dumnezeu există. Și cum? Foarte simplu. Pentru că uh, Dumnezeu, prin definiție, nu este ceva ce există, ci este chiar existența. Asta este ideea. Ideea filozofică a grecilor despre Dumnezeu pe care Pavel o acceptă în Roman 1, 19 și pe care o discut aici. Ideea filozofică este că Dumnezeu nu este ceva ce există, ci este existența. De fapt, orice lucru care există își are existența în Dumnezeu. Deci Dumnezeu este existența absolută și tot ce devine. Îmi place că grecii au două cuvinte diferite pentru existență și devenire, pentru a exista și a deveni. Și... Uh, Asta îi dă limbii, limbii greci, grecești, da? limbelene, dacă vreți, mă rog, o, o posibilitate de exprimare care nu se găsește în, în limbile moderne. Deci, Dumnezeu este existență și tot ceea ce devine, există în El. Tot ceea ce se naște și moare, există în El. Lucrul acesta face ca afirmația Există Dumnezeu să fie o contradicție în sine. Fiindcă noi când spunem că ceva există, mă tot la Wittgenstein și uh, el a arătat cel mai bine, cel mai clar. El fiind un om foarte religios de altfel, uh, uh, la untric, a arătat totdeauna că un preot sau un predicator când vorbește spune nonsensuri. Și de ce spune nonsensuri? De exemplu, noi când, eu când spun pixul acesta există, de fapt, uh, eu spun că în anumite coordonate de spațiu și timp, pe care le-aș putea defini matematic sau le intuiesc prin simțurile mele, mă rog, mi-afectează simțurile, da? Acest pix se manifestă sau devine într-un anumit fel. Dacă vreți, mă rog, pixul acesta e compus din atomi care sunt în mișcare și fotonii reflectați de pixul acesta lovesc ochii mei și. Semnalul se transmite la sistemul nervos, la nerv și de la nerv ajunge la creier, și pe creiul meu se construiește o anumită imagine. Nu pot spune că pixul există, da? Deci, pixul acesta este, în primul rând, o imagine, după aceea este uh, un anumită, uh, o anumită intersecție de forțe fizice și fenomene și așa mai departe, în spațiu și timp, are un început și are un sfârșit, are un loc definit. Nu pot spune, când spun că pixul există, că ace, că, de fapt, uh, ca să iau uh, uh, explicația lui Wittgenstein, când spun acesta este un pix, eu nu fac o afirmație ontologică, ci una descriptivă. De fapt, spun ceea ce ține în mână are forma unui pix. Când spun aceasta este o carte, eu nu spun că aceasta există în sens ontologic, ci spun, ci descriu obiectul acesta ca fiind o carte. Și noi avem în minte o noțiune și o anumită imagine pentru carte. Și această imagine, această imagine corespunde un cuvânt, cuvântul carte. Când spun aceasta este o carte, de fapt eu fac o relație între obiectul de pe masă și o imagine din mintea mea. Nu este o propoziție existențială, de fapt. Și spune evident că acestea propozițiile existențiale sunt un nonsens. Dacă acceptăm sau nu ce spune este o altă problemă, ca orice filozof este disputat și nu vreau acum să teza lui aici. Ceea ce vreau să arăt este că Pavel face o afirmație similară. În Dumnezeu existăm, Dumnezeu este sursa existenței. Nu se poate spune despre Dumnezeu că există, că atunci, dacă spunem acesta este Dumnezeu, de fapt, noi îl coborâm pe Dumnezeu la nivelul unui lucru. Problema cu religie, ne spune Pavel în Roman 17, în fapte 17, este că oamenii se închină la lucruri. Și în momentul când teistul uh, spune există Dumnezeu, să mă închin la Dumnezeu, de fapt el face în Dumnezeu un lucru. Da? Uh, cei mai mulți oameni pe care îi cunosc eu, uh, într-un fel sau altul, au în minte o imagine a lui Dumnezeu. Și când folosesc cuvântul Dumnezeu, de fapt este o descriere a acelei imagini. În ce constă imagine. Este o imagine antropomorfă, în mare măsură împrumutată din imagini din Vechiul Testament. E imaginea unui despot oriental pe un tron, cu care se închină îngerii și, bineînțeles, care barbă pentru că este despot oriental. Dar alții ar fi dispuși să fie puțin mai vagi și să recunoască că există un element cultural în această descriere a lui Dumnezeu. Dar, în ultima instanță, este ceva, este un obiect Hai să zic un lucru, adică un obiect. Aș vrea să las la o parte Vechiul Testament și să iau o carte a unui evanghelic care a devenit paradigmatic în uh, lumea evanghelică, americană și mondială, Dwight Moody. Dwight Moody a scris în 1887 o carte numită Heaven. Și este foarte interesant că anul acela a fost un an crucial pentru relativitate, pentru relativități, că e o ciudată. Dar, Dwight Moody, în Carta Heaven, spune așa. Unii oameni uh, sunt atât de dispus „ să reason, să raționeze, încât they reason God away. Deci prin rațiune ei le elimină pe Dumnezeu. Dwight Moody recunoaște aici un mare adevăr. Că conceptul de Dumnezeu, așa cum este uh, văzut de oameni religioși în Atena sau în America sau în România, nu stă la examenul rațiunii. Și spune uh, Moody: la rațiunea la o parte. Biblia spune foarte clar că Dumnezeu este o persoană. O persoană există în spațiu. Foarte corect. Uh, cele, două, uh, cele două criterii care definesc persoana sunt continuitatea în timp a memoriei și a identității, dacă vreți, și. O anumită delimitare în spațiu. Persoana este delimitată în spațiu și timp. Prin natura persoanei, o persoană nu poate să fie Dumnezeu. Sau Dumnezeu nu poate fi redus la o persoană. Deci, când Moody spune, zice, o persoană, însemnează un anumit loc. Și Dumnezeu are un loc care este veșnic, fiindcă Dumnezeu este veșnic. Acum, spuneam, în 1887, anul când Moody a scris broșura lui Heaven, este anul în care s-a făcut experimentul Michel Morris în Statele Unite, care a demonstrat, care a dermat pentru totdeauna teoria eterului luminos și a deschis drumul pentru relativitate. Și relativitatea ne spune că nu există spațiu absolut și veșnic. Spațiu, ca orice lucru, există. Și ca orice lucru, nu este doar un recipient gol, ca orice lucru care există, are început și sfârșit și are limite. Dar Moody spune că există un spațiu veșnic care e Dumnezeu. Și acest spațiu este un oraș. Un oraș ca Chicago, ca Londra, ca New York, un oraș ca oricare oraș. Cu diferența că acest oraș este veșnic. Și acolo vom locui noi o veșnicie. Bun. Cred că Moody reprezintă sință mintele sau, mă rog, reprezentarea care au despre Dumnezeu și cer 99,99% ,99 din creștini de orice denominațiune, și de oameni religioși de orice denominațiune. Poate mai puțin, poate mai puțin dintre evrei educați. Și această noțiune, această noțiune, de fapt, este tocmai ce condamnă Pavel. Însemnează că Dumnezeu nu este baza existenței, ci este ceva ce devine, nu folosesc cuvântul, există, devine în spațiu și timp. Însemnează că, de fapt, când spun acesta este Dumnezeu, eu implicit am folosit o noțiune descriptivă. Acesta este uh, un personaj cu barbă care călărește pe un heruvim și pe nori și care se supără foarte repede. Dar acesta este Dumnezeu în mintea celor mai mulți. Da? Deci am descris pe Dumnezeu. În momentul că l-am descris, eu de fapt l-am făcut un lucru la care ne închinăm. Principala contradicție a ateismul, ateism, ateismului a rămas aceeași ca în lui Pavel. Pavel vede contradicția între filosofia stoicilor, care recunosc existența logosului și, mă rog, logosul ca baza existenței, care acceptă că în el avem viața, ființa și mișcarea. Deci, existența noastră este derivată din existența supremă, care e Dumnezeu, și religia lor care consta în a se închina la lucruri. De fapt, însă închinarea noastră îl obiectivează pe Dumnezeu și obiectivarea lui Dumnezeu sau obiectivizarea, nu știu care cum corect aici, obiectivarea sau obiectivizarea lui Dumnezeu este un act de idolatrie. Deja când ne rugăm, când cântăm, când îl contemplăm pe Dumnezeu, noi îl, când îi petițiile noastre, noi de fapt l-am obiectivizat și obiectivizându-l, am făcut din el un lucru, am făcut un idol, nu mai este Dumnezeu. Așa că Pavel aici vede principala contradicție a ateismului. Acum, noi care trăim în medii religioase, ni se pare că această loc o contradicție, că așa e normal să fie și așa trebuie să fie. Dar să nu ne mărăm că cei care stau pe margine să uit și văd această contradicție. Bun, hai să mai apare un text la Pavel. Pavel spune că Dumnezeu, care a văzut ca toți oamenii ieșiți din unul singur să lucrați pe toată fața pământului, le-a pus limite. Și pentru că ei să-L caute pe Dumnezeu. Le-a pus vremuri și hotare ca să-L caute pe Dumnezeu. Căutarea lui Dumnezeu este o încercare de a depăși condiția umană. Căutarea lui Dumnezeu este o permanentă hot depășire de hotare. Da? Și este foarte interesant că din această limitare a condiției umane face parte și împărțirea omenirii. Nu numai în națiuni și triburi, dar dacă vrei și în ideologii și în religii și așa mai departe. Omenirea prin definiție este împărțită și este într-o permanentă contradicție cu ea însuși. Însă, mergând mai, de, mai departe de, de aici, Pavel ne arată că oamenii îl caută pe Dumnezeu, măcar că nu este departe, băjbăind din cauza cu aceste limite, au vremuri și hotare. Deci, omul este limitat în spațiu și timp. Și căutarea de Dumnezeu este o încercare de a depăși condiția umană. Pavel face diferența între obiectivizarea lui Dumnezeu, al fixa pe Dumnezeu într-un lucru la care te închini, da? și al căuta pe Dumnezeu ca, ca existență supremă, pe care nu o poți defini, dar o cauți. Și Dumnezeu, ce este Dumnezeu? Singura. Experiența religioasă autentică este aceea în care Dumnezeu apare ca o căutare, nu aceea în care Dumnezeu apare ca un obiect al petiților, al închinării, al adorării. Aici, probabil, a, 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 a cei, mai mari, cei mai radicali a, creștini și iudei, și poate chiar musulmani uneori, a, dar siguranță că cei mai radicali creștini și iudei. În ultimii 2000 de ani, s-au diferențiat de, de bisericile lor și de religia de masă, în sensul că au refuzat aceste uh, certitudini confortabile și au făcut din experiența lor spirituală o continuă căutare. Aceasta este, de fapt, religia adevărată, să cauți. Dar Pavel aici introduce elementul revoluționar. Pentru că schimbă direct, dintr-o dată, discursul brusc și încetează să vorbească despre Dumnezeu și oameni că pe Dumnezeu și spune că Dumnezeu nu ține, nu ține cont de vremurile de neștiință, ci păcăiește ca acum toți oamenii să se păcăiască. Deci este un moment decisiv pe care îl trăim secolul 1 după Hristos, un moment decisiv. Este un mesaj universal. Și acest universal universal cere o metanoie universală, o schimbare a minții universale. Păcăința are pentru noi un sens emoțional. Cuvântul pocăință de la repoentire, care vine de la penitență, de fapt, da? Sau care are legătură cu penitența, părere de rău, a de rău. ce e pocăință? O părere de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă ferea de a le mai face. Este un truism uh, din calea către Hristos. Dar uh, pocăința, de fapt, este metanoia, este schimbarea minții. Deci se cere o schimbare, o schimbare radicală de mințe, uh, a, a cum înțelegem această căutare de Dumnezeu. Și în ce constă această schimbare? Pavel vine cu ceva neașteptat. Nu vine cu o teză filozofică, ci vine cu un om. Și să citesc cuvintele lui Pavel care i-a făcut pe greș să râdă. Și bineînțeles că au râs. Nici nu mă miră că au râs. Dar uh, Pavel vorbește despre o revoluție, de, 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 de o schimbare radicală de ordinea lucrurilor. Și ei ca filozof cunoșteau ordinea lucrurilor, așa că nu puteau decât să râdă. Ce facem când vedem un film comic? Ce stă într-un film comic? Ce ne face să vedem? Brus se schimbă ordinea lucrurilor. Ordinea naturală, ordinea normală lucrurilor deodată se dată peste cap. Și asta e o situație comică și încep să râzi, da? Bun. Hai să vedem uh, uh, aici. Uh, pentru că zi în care într o, care va juca toată lumea după dreptate prin omul pe care îl pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netă netăcătuită prin faptul că l-a înviat din morți. Și ne că a început să râdă, da? Dar aici este ideea lui Pavel. Bun, îl căutăm pe Dumnezeu și nu o să-l găsim niciodată. Dar este o permanentă depășire a limitelor și aceste limite, spațiu și timp, ne împart și facem război între noi și ne batem, de multe ori chiar pentru Dumnezeu ne batem între noi și căutăm. Dar dintr-o dată Pavel spune, asta a fost istoria de până acum, asta a fost preistoria, dacă vreți, sau dacă vreți, asta a fost istoria și acum are loc sfârșitul istoriei. Acum este judecata. Judecata înseamnă sfârșitul istoriei. Iau judecata nu în sensul uh, vulgarizat. Judecata este sfârșitul istoriei. Istoria s-a încheiat. Și în ce sens s-a încheiat istoria? Pentru că nu mai căutăm pe Dumnezeu, fiindcă avem un om. Și acest om, dovada, este că a înviat. Da? Învierea uh, uh, este prezentată aici ca nu ca o minune, repet, ci ca o mutație ontologică care schimbă total relația între om, Dumnezeu și cosmos. Și ca tare, Pavel uh, spune, uitați-vă Dumnezeu, acum ocupați-vă de acest om, omul Isus Hristos. Uh, care este, de fapt, uh, esența acestui om? Da? Uh, ce este deosebit? Uh, Pavel înlocuiește căutarea de Dumnezeu cu Acceptarea unui om. Bun, Dumnezeu este baza existenței, nu poate fi obiectivizat. Omul acesta poate să fie obiectivizat. Aceasta este ideea. Deci, într-un om care poate fi obiectivizat, care poate să fie obiect al închinării, al meditației, al contemplației, admirației, este Dumnezeu de plin. Cum e posibil ca absolutul să fie pe deplin într-un om? Tocmai aceste este în învierii. Argumentul învierii folosit de Pavel vrea să arate, pentru că uh, prin definiție Dumnezeu este existență. Nu, Dumnezeu nu există, este existență. Da, este o diferență. Dumnezeu este existență indestructibilă. Plecând de la ideea de ce există ceva mai degrabă decât nimic, că uh, există, uh, exist, o, exist, mă rog, există o existență. Mă rog, așa, da. Deci, uh, ne referim la realitatea unei existențe absolute din care sunt derivate de toate celelalte lucruri. În lui Isus ne arată că această existență absolută și omul, care transpiră și mănâncă și doarme și se naște și am de cele și moare. Dar în arată că existența absolută este într-un om. Ei bine, aspectul e ridicol. De ce este ridicol? Pentru că e monstruos. Folosesc cuvântul lui Hegel aici. Hristos este o monstruozitate. În sensul că este absurd, este o contradicție în sine. Și tocmai din cauza aceasta ori râzi, ori te pocăiești. Prin pocăință înțelege metanoia, da? Ori schimb total toată, vederea. Aș vrea să mă opresc aici. Aș vrea prezentarea următoare despre ontologia epistolelor, să discut problema fundamentală a Încarnării, care este chenoza, uh, golirea lui Dumnezeu de propriile sale atribute. Uh, drumul existenței, de la existență absolută la nimic absolut, uh, este, cred că, aspectul cel mai fascinant, cel mai paradoxal și cel mai greu de acceptat al creștinismului. Uh, ca experiență personală, în evul mediu, Ioan al Crucii spunea noaptea sufletului, da? Această noaptea sufletului a fost înțeleasă mult mai radical și mai întunecată de creștini modern ca Kierkegaard, de exemplu. E bine, este vorba aici, vorbind de aceste categorii, există și nu există, de un drum de la existența absolută la neexistența absolută, care pentru Pavel este în esența întrupării și a crucii, dar și a experienței creștine radicale. Voi vorbi despre aceasta data viitoare la Ontologia Epistolelor. Pe atunci vă spun la revedere și noapte bună!